Startul relațiilor sexuale este încă o temă tabu în casele cu adolescenți. Părinții nu știu cum să înceapă discuția, iar de cealaltă parte, tânărul nu știe a reacționa. Întrebarea fiind când să o facem, dacă e timpul sau deja au inițiat-o și vin la noi cu sfaturi pentru contracepție sau situații, mai sunt și sarcini la adolescenți, avem deci undeva 6% din mămici la noi sunt adolescente sub 19 ani. Avansarea unei relații ar avea o regulă de aur și anume cea bazată pe dragoste și respect. Dacă este implicată violența, dacă la mijloc este un partener dur, rigid, o vârstă mult mai mare decât adolescentului, atunci apar niște situații, ce fac mai departe sau deci ce fac cu sarcina. Ei sunt așa busolați în relațiile care le au și deci nu este timpul nici pentru a forma un cuplu, fiindcă legislația la noi în țară ne spune că de la 18 ani poate fi legalizată o familie. Totul ce se face prea devreme poate deveni și foarte dureros. Este bine când persoanele simt ceva unul pentru altul, au o afecțiune, au un sentiment și învățăm copiii de multe ori și adolescenții că e bine ca pe scara sexualității să meargă treptat și la fiecare etapă să se oprească un pic, să perceapă emoțiile, atitudinea lor față de această etapă din viața lor și atunci totul va fi cu reușit și asta este o experiență în viață care se capătă cu timpul. Timpul formează o sexualitate cu satisfacție, cu niște rezultate bune care sunt și copiii, fiindcă viața sexuală nu este doar pentru plăcere, dar pentru a ne reproduce. Uneori noi vorbim și tot un fapt pe lor, că o fetiță când întâlnește un băiet care este foarte îndrăgostit și îi spune că dacă nu o să ai relații intime cu mine, o să mă duc, o să găsesc alt fapt, sigur că fata o să deie prioritate vieții intime, numai că să fie cu acest băiet. Cel mai rău că dezamăgirea este foarte mare în multe cazuri, că băieții promit că iubesc și peste un timp scurt acel sentiment parcă dispare. Unii reușite în o relație sexuală nepregătită tot afectează psihologic adolescentul. De aceea este important la momentul când e decizia că să aibă o relație sexuală, e bine să fie informat, pregătit. Dacă au fost întrebați vreodată adolescenții de ce au făcut sex, unele fete au răspuns că m-am tot săturat să mă întrebe dacă sunt virgină. Sunt afirmațiile copiilor. Altele sunt, mă tot întreabă, n-ai inițiat viața sexuală? Încă nu? Toți o fac, dar tu de ce n-ai făcut-o? O discuție sinceră și fără ocolișuri poate duce la o viață armonioasă, acasă, între părinți și adolescenți, cât și în eventualul cuplu format din cei tineri. Dragostea este o reacție chimică. Atunci când se termină hormonii care fac această plăcere, această tulburare, chiar că altădată se dereglează și somnul și pofta de mâncare, relațiile cu părinții, deci devin tensionate, atunci se merită să facă o pauză sau să încerce să vadă ce simt și cum pot ei să amâne până se vor mai maturiza emoțional, până vor percepe dacă sunt gata să fie în cuplu, într-o viață cu un partener alături.